Scratch, utilizarea tastelor pentru controlul personajelor. Sarcină de lucru 1. Scrieți programul prin care personajul Ripley identifică vocalele de pe scena Scratch, fiecare atingere fiind contorizată prin scor. Deplasarea personajului Ripley se face cu câte 10 puncte la stânga, la dreapta, sus, jos, prin intermediul tastelor săgeată stânga, săgeată dreapta, săgeată sus, săgeată jos. Iată personajele proiectului. Rezolvare. Variabla scor este inițializată cu valoarea 0. Ripley difuzează mesajul vocale. Ripley primește mesajul vocale. Dacă atinge vocala A sau vocala E sau vocala O, U sau I, atunci scorul crește cu o unitate, iar Ripley se reașează într-o poziție centrală, în partea coborâtă a scenei, de unde urmează să se deplaseze din nou către o altă vocală. Prin apăsarea tastei săgeată stânga, personajul se deplasează la stânga. Prin apăsarea tastei săgeată dreapta, personajul se deplasează la dreapta cu 10 puncte. Prin apăsarea tastei săgeată în sus, personajul urcă cu 10 puncte. Prin apăsarea tastei săgeată jos, personajul coboară cu 10 puncte. Iată codul asociat personajului Ripley, setările inițiale, condiția necesară pentru creșterea scorului, controlul personajului cu ajutorul tastelor, start, scorul pornește de la 0, am atins o vocală, scorul a crescut, am atins o altă vocală, am mai primit un punct, al treilea punct, iată și un al patrulea punct. Sarcină de lucru 2. Adăugați scriptului blocurile ce permit scăderea unui punct din scorul total în cazul în care Ripley atinge una dintre consoanele prezente în joc. Sarcina de lucru 2 este rezolvată cu ajutorul ultimelor două blocuri, și anume blocurile dacă și modifică scor cu minus 1. Tema pentru acasă. Adăugați scriptului blocurile care permit afișarea mesajului felicitări, ai făcut alegerile corecte, dacă variabila scor are valoarea 5. Indicații. Vă mulțumesc!